Radu Pietreanu și Mugur Mihăiescu de la Vacanța Mare au primit sume uriașe de la TVR pentru programul de Revelion. Revelionul de la TVR a fost criticat de mulți, mai ales din rândul artiștilor și actorilor, care spun că programul de la televiziunea publică a fost dat pe mâna unor oameni lipsiți de profesionalism. De Revelion, programul de la TVR a fost susținut de cei doi de la Vacanța Mare, Mugur Mihăiescu și Radu Pietreanu. Mai mult, chiar filmările s-au realizat în pubul din centrul vechi al celui care îl interpretează de ani buni pe polițistul Garcea. Vezi și ce spunea Mugur Mihăiescu despre criza provocată de pandemie, conform informațiilor furnizate de pagina Media. Vacanța Mare a primit de la TVR aproape 50.000 de euro pentru realizarea programului de Revelion. De altfel, conform sursei citate, Mugur Mihăiescu a avut un contract de drepturi de autor în valoare de 52.000 lei brut, adică 10.700 de euro, Radu Pietreanu, printr-un contract separat, a primit 53.000 de lei brut, aproape 11.000 de euro. În plus, programul de Revelion de la TVR a fost realizat prin firma de producție a celor doi, pentru care TVR a plătit separat 24.800 de euro TVA. În această sumă, conform contractului încheiat între Televiziunea Română și respectiva firmă, a intrat asigurarea întregii creații prestații artistice, actori, invitați speciali, interpreți de muzică ușoară, trupe, rege artistică, apariții episodice, mișcare scenică, figurație, rege locație, necesară realizării programului special de sărbători cu titlul Revelion la mine acasă, difuzat pe canalul TVR 1. În data de 31 decembrie 2020. Noam Idinescu, despre Revelionul de la TVR, a fost o mizerie într-o postare pe pagina sa de Facebook. Actrița Noam Idinescu a criticat TVR pentru programul de Revelion, pe care l-a considerat a fi lălăia la unui găști care petrece într-un pub. Hai la mulți ani! Știu că nu o să placă unora dintre voi, dar împăratul e gol, să știți! Nu știu cui i-a plăcut Revelionul de la TVR, mă doare că trebuie să scriu asta, mă doare pentru... Am lucrat acolo și doi știu, dar...